mamă, te-a făcut. Sunt bucuros să împărtășim cu voi succesul echipei noastre, fără de care altfel aceasta nu ar fi fost posibil. Nivelul de story manager este o consecință firească a faptului că am învățat 5 familii să trăiască un alt stil de viață. Am găsit 5 familii care să-și dorească mai mult, 5 familii care și-au dorit să se autodepășească. Ceea ce îmi place foarte mult la Forever este faptul că îmi dă șansa să cunosc mulți oameni. Îmi dă șansa să dau speranță, să aduc speranța în casele și în familiile oamenilor. Îmi place încă o dată să lucrez foarte mult cu oamenii. Dar în același timp mi-a plăcut la Forever, așa am început, da? Mi-a plăcut modul în care se îmbină munca cu distracție. Mi-au plăcut călătoriile. Am rămas pentru că mi s-a dat plus valoare și la rândul meu pot să dau plus valoare. Forever este un brand și să lucrezi sub umbrela brandului Forever este ceva extraordinar. Numiți-vă că afară sunt atâtea companii care concediază. Sunt atâtea companii care fac restructurări în timp ce Forever recrutează continuu. Este o șansă fantastică pentru noi toți. Sunt atâtea emoții la mijloc, încât tot ce am vrut să spun mai devreme și făcusem planuri cât vorbeam, Marlon, da, nu mai știu ce am vrut să spun, dar... Vă rog să vă uitați la aceste costume naționale. Astăzi simbolizăm multe. În primul rând, vreau să vă aduc aminte despre simplitate. Să fim noi înșine. Să fim simpli. Să căutăm oameni care își doresc să rămână ei în interiorul lor. Să fie ei, ăia dinăuntru. Nu oglinzi, nu imagini create artificial. Acei oameni care se regăsesc, regăsesc și puterea de a merge mai departe, găsesc puterea să treacă peste obstacol. Eu vă mulțumesc și mulțumesc în primul rând echipei, cum spuneam, succesul nostru este de fapt succesul echipei, de aceea vreau să invit în scenă toți managerii din echipa noastră pentru o fotografie de grup.